Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la ora expertizei. Ucraina a ales, după numărarea 57,7% din voturi, oligarhul Petro Poroșenko a obținut 53,7% din sufragii. Pe locul 2, cu peste 13%, se află fostul premier Iulia Timoșenko. Situația rămâne însă tensionantă în estul Ucrainei. Insurgenții proruși din regiunea Donetsk au instituit astăzi stare de război după ce Kievul a reluat operațiunile antitero în estul țării. Discutăm despre acest subiect cu invitații noștri de astăzi, domnul Oazu Nantoi, analist politic, director de programe la Institutul de Politici Publice, domnul Octavian Țâcu, istoric și politolog, și Mihai Cernenco, de asemenea istoric și politolog. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua! Bună ziua! A venit și această zi de 25 mai pentru Ucraina, un vot crucial, așa cum spuneau toți liderii de la Kiev, dar și europenii toți în oficiale de rang înalt, un vot care va consolida, sau de la care se așteaptă că va consolida întreaga națiune ucrainană. S-a întâmplat, avem sau au, mai bine zis, un președinte, vom vedea care sunt și rezultatele finale. Ne interesează să știm dacă, după acest vot crucial, într-adevăr, situația din Ucraina se va schimba și cum. Și am să adaug aici o mică paranteză. De dimineață am înțeles că viitorul președinte deja a anunțat că dacă va fi investit și va fi ales oficial, așa, după toate rezultatele care vor fi anunțate, după investitură se va întâlni cu Vladimir Putin. Vă rog, cine ar trebui să înceapă? Domnule Nantoi. De ce alegerea președintelui este atât de importantă? Deoarece în Ucraina, deoarece domnul Turchinov exercita interimatul. Și dacă era depășit termenul de 3 luni de zile, deci el nu putea să-și exercite mandatul de interimat mai mult de 3 luni de zile. Și dacă n-ar fi fost ales președintele Ucrainei, atunci Ucraina ar fi intrat în criza de legitimitate, nu numai din spusele Federației Ruse, dar cu adevărat. Totodată, mai mulți cetățenii Ucrainei au legat de această zi speranțele de depășire sau de începutul normalizării situației în Ucraina. Și probabil, anume din această cauză, se poate de afirmat că domnul Poroșenko a câștigat din primul tur. Mai multe sondaje au demonstrat că el era liderul, deci printre toți cei candidați concurenți. Însă acest vot destul de convingător probabil vorbește despre ceea că mai mulți cetățeni au decis să participe la alegeri și să voteze anume pentru domnul Poroșenko, pentru ca jocul să fie făcut dintr-un tur. Eu consider că deci aici nu atât de important este unde se va duce domnul Poroșenko, în special dacă ținem cont de faptul că eu am auzit altă informație. El a anunțat că prima vizită va fi în Polonia. Da. Deci, dar este mai important că domnul Poroșenko a spus că perspectiva europeană și caracterul unitar al Ucrainei nu se discută și Crimeea este parte componentă a Ucrainei. Prin urmare, în urma politicii stângace imperiale a lui Putin, el a obținut o performanță în ghilimele. Are Crimeea și durere de cap legată de Crimeea, iar în Ucraina, cu desăvârșire, au dispărut politicienii care pot fi calificat drept proruși. Asta este. Tocmai continuând acest gând care l-a spus domnul Oazu Nantoi, pentru prima dată, de la 1991 la alegerile prezidențiale, noi nu vedem umbra Moscovei. Dacă înainte se alegea într-un candidat pro-european sau pro-moscovit, care să fie pro-Kremlin, de data asta a dispărut această umbră, probabil pentru totdeauna. Ucrainenii trebuia să-și aleagă și au ales... Să știți că la Kiev umbre există și... Nu, păi, da, nu, noi vorbim la figurat și la general, pentru că atunci când l-au ales pe Ianucovici, spunea că să îmbunătățească relațiile, deci candidatura lui Poroșenko este de fapt răul mai mic. Și fiți atenți, peste 60% au participat la alegeri, 1, și 53%, iată, ați spus, acum exit poll-urile dau 55%, deci majoritatea absolută a cetățenilor, din cei participanți, tocmai au demonstrat calea Ucrainei spre Europa și, în al doilea rând, au demonstrat că, de fapt, sunt pentru această soluție. 1. 2. Poroșenko, cine este el? El a fost cel care a sprijinit Revoluția Orange. El a fost cel care a ajutat foarte mult, l-a ajutat pe Iușincu,
canalul cel 5, care niciodată n-a forficat din informație și n-a cenzurat informația, câtă presiune s-a făcut a fost el. El a condus Banca Centrală, el a fost secretarul Consiliului de Securitate, deci a fost o persoană cu răspunderi destul de mari, în funcții destul de înalte în statul ucrainean. Declarațiile pe care le-a făcut el și a spus-o foarte respicat, că el trebuie să facă un vals și să curteze Europa fără ca să o irite prea tare pe Rusia. Iată, asta este misiunea lui. Cum se va descurca este foarte greu de spus astăzi, dar din ceea ce a menționat aseară și mai are o bucurie el, pentru că totodată, simultan la Kiev, au avut loc alegerile pentru primăria, ca primar al orașului Kiev, și partidul UDAR al lui Klitschko, care l-a susținut în această campanie și a știut să facă alegerea corectă, este ales și primar al orașului Kiev. Deci, vedeți, sunt niște lucruri care sunt destul de semnificative astăzi pentru domnul Poroșenko și pentru Ucraina. Pașii care trebuie să întreprindă este calea de la această nelegitimitate. Rusia îl consideră mai departe pe Ianukovici președinte legitim, dar sâmbătă la summitul de la Sankt Petersburg a zis că va colabora cu oricine cine va fi ales în Ucraina. Cu toate că pe data de 23 mai Angela Merkel și Hollande au avut câteva convorbiri telefonice cu Putin în care s-a vorbit despre faptul că să contribuim la alegerile președintelui din Ucraina și să nu tensionăm situația. Până la urmă, ce vrea Rusia? Rusia vrea să-i facă o Transnistrie și să manevreze și să manipuleze cu Ucraina, cam așa cum manipulează cu Republica Moldova. Iar în continuare, misiunea lui Poroșenko, care este de fapt răul cel mai mic astăzi în politica ucraineană, trebuie să consolideze societatea, care mult mai multe elemente care ar consolida societatea decât care îi desparte pe de-o parte, iar cei care sunt pentru dezmembrarea Ucrainei cred că sunt într-un număr mult mai puțin. Să urmărim, vă propun să urmărim un subiect realizat de colegii noștri de la Departamentul Știri Externe, după care revenim la discuții în platou. Chiar dacă rezultatele finale nu au fost încă prezentate de Comisia Electorală Centrală, miliardarul Petro Poroșenko și-a adjudecat deja victoria. Перші кроки, які ми будемо здійснювати вся наша команда на початку президентської діяльності, мають бути сконцентровані для того, щоб закінчити війну, закінчити хаос, закінчити безлад і принести мир на українську землю, на об'єднану соборну Україну. І на сьогоднішній день реалізація європейського напрямку, європейського прагнення України є надзвичайно важливим, і всі гілки влади мають керуватися в своїй діяльності цією рішучою волею України. Poroșenko a mai anunțat că vrea să efectueze prima vizită oficială în regiunea Donetsk, unde separatiștii proruși au preluat controlul mai multor clădiri administrative și cer independența față de Kiev. Oligarhul în vârstă de 48 de ani mai are ca obiectiv organizarea de alegeri legislative anticipate anul acesta. La rândul său, fostul premier al Ucrainei, Iulia Timoshenko, și-a recunoscut înfrângerea. Prișli na vibere, pragalasuvali i tim samim stverdili nașu silu, silu nașui rідної країни. Я хочу подякувати всім українцям, які проголосували за мене, віддали свою довіру, свій голос мені. Peste 36 de milioane de ucraineni au fost chemați ieri la vot, iar prezența la urne a fost de peste 40%. Alegerile de ieri au venit după 7 luni de confruntări sângeroase între unioniștii și separatiștii proruși, în special după alipirea Crimeei la Rusia. Cei mai mulți însă văd în rezultatul alegerilor prezidențiale anticipate speranța în revenirea la normalitate. Bă, bacim, як вони будуть далі працювати, що Порошенко, що всі остальні. Буде плохо працювати, Майдан буде стояти скільки треба. Напевно, йому для нього це, ви знаєте, це в нього як крапка Мономаха буде. Якщо він зможе заспокоїти Україну всю, це буде дуже добре, якщо він це зможе зробити.
Я хочу, щоб це все закінчилося. І це мені здається, що це так хотять всі люди. Astăzi, liderul regiunii separatiste Donetsk a instituit stare de război. Anunțul a fost făcut după ce ministrul de interne al Ucrainei, Arsen Avakov, a avertizat că operațiunile antiteroriste contra rebelilor vor fi reluate la finalul alegerilor prezidențiale de duminică. Aeroportul din Donetsk, în estul Ucrainei, a fost închis după un atac al separatiștilor proruși. Purtătorul de cuvânt al aeroportului a declarat că mai multe persoane înarmate se află în fața aeroportului și altele sunt în interior. Aeroportul a fost evacuat, iar zborurile anulate. Revenim în platou, domnule Țăcu, până la urmă, ziua de 25 e un simbol care va marca un alt început sau un nou început pentru Ucraina? Da, eu cred că noi toți așteptam cu îngrijorare această dată. Eu chiar aici, în studio, mi-aduc aminte, am vorbit atunci în ce măsură va reuși guvernul de la Kiev să facă aceste alegeri în condițiile acestei situații în care o parte a țării ar putea să nu recunoască legitimitatea acestor alegeri, ne mai vorbim de Rusia. Însă eu aș atrage atenția la un aspect despre care nu s-a vorbit. Eu cred că s-a întâmplat ceva la nivelul dialogului între americani și ruși, pentru că mă uit la nivel extern, am făcut o conexiune între Ucraina și Siria și am văzut că de fapt, parcă s-a realizat o înțelegere la nivelul pacificării. Rusia a devenit mult mai conciliantă în discursul ucrainean. Asta explică, din mai multe puncte de vedere, de ce după retorica constantă privind junta ilegitimă de la Kiev, ca cum a catalogat-o Kiev întotdeauna această nouă putere, Putin la un moment dat, chiar pe 23, asta a fost alaltă ieri, cum spunea domn profesor Cernenco, explicit a spus că dialogul va fi continuat cu oricine va fi ales și retragerea trupelor. Deci lucrurile se pare că au o conotație mai globală la nivelul unor schimbări mai mari pe care încă nu putem să ne dăm seama, dar din felul în care în Siria Bashar al-Assad a stabilizat situația, iar opoziția este într-un recul, ceea ce se vorbește despre refacerea sistemului anterior și a dominației prezenței Rusiei în această regiune, se pare că lucrurile se leagă și mai ales din considerentul acestui dialog, nou dialog pe fundalul crizei între Occident și Rusia, între China și Rusia, lucruri care schimbă puțin optica noastră asupra felului cum situația din Ucraina poate fi interpretată. Din punct de vedere a felului cum alegerile într-adevăr au fost spectaculoase, inedite pentru Ucraina, mai ales din 2004, în care am avut această confruntare, în care Rusia a fost folosită de politicienii ucraineni în obținerea voturilor și asta explică de ce candidații proruși în general au avut câștig de cauză în 2010, pentru că această monedă a fost cum plătită de ucraineni, acum evident lucrurile sunt altfel. Este, pe de altă parte, interesantă această atitudine a lui Timoshenko, pe care eu am văzut-o ca un cal traian, așa, după ce a ieșit din închisoare. Mie mi s-a părut extrem de controversat întregul comportament, atitudinea ei. La un moment dat însă am observat că la nivelul percepției occidentale Timoshenko n-a mai avut această aderență. Da, Occidentul s-a luptat pentru ea, pentru eliberare, dintr-un anumit principiu, dar felul cum s-a luat atitudine din ea, de față de ea, inclusiv ratarea vizitei ei în Statele Unite, unde a încercat un anumit suport, mă duce la ideea că, de fapt, zarurile fusese aruncate și ea nu mai era în cărți pentru suportul occidental și a apărut din acest Maidan câteva fragmente interesante, dintre care, evident, cea mai puternică, această înțelegere între Klitschko și Poroshenko, care a garantat ambelor un succes electoral impresionant. De fapt, eu nici nu m-aș fi gândit pe fundalul în care pravii sector a avut o atitudine, într-adevăr, să zicem, de sacrificiu în zilele Maidanului, pentru că ei au rezistat, deci alături de cei care, cu care s-au identificat. Deci această formațiune politică nu s-a regăsit în genere în spectrul alegerilor. Și este o chestie foarte interesantă de analizat, eu cred că vom mai avea, dar cu certitudine
Alegerile au depășit așteptările în sensul unei antistabilizări a Ucrainei, despre care eu cred că putem vorbi cu siguranță deja. Vă rog, domnule Nantaia. Discutând cu colegii mei ucraineni, eu am auzit încă o versiune care ar putea să completeze ceea ce au spus colegii, dar și să explice totodată de ce Rusia și-a schimbat tonalitatea, cel puțin, în raport cu ceea ce se întâmplă în Ucraina. Deci dacă noi aici, în Republica Moldova, ne jucăm cu un oligarh și jumătate, în Ucraina, acolo, ei nu duc lipsa de oligarh. Mai că în fiecare regiune este... Cu oligarhul lor. Cu oligarhul lor. Mi-a părut ultima anecdotă, că după ce Benia Kolomoyskyi l-a fraierit pe Roma Abramovici, Putin a declarat Ucraina drept stat antisemit. Da. Și colegii mei din Ucraina mi-au atras atenție la următorul moment. Se știe că relațiile dintre Ucraina și Rusia în domeniul energetic erau extrem de netransparente. În special pe atunci când doamna Iulia Timoșenko exercita funcția de prim-ministru. Și un rol aparte în acele relații obscure îl juca oligarhul ucrainean Firtaș. Care i-a arestat acum la Viena. Da, și nu numai arestat la Viena. Să nu uităm că domnul Poroșenko și domnul Klitschko, înainte de a decide că unul merge la președinție, altul merge la primărie, s-au întâlnit cu Firtaș și au discutat. Mai mult, domnul Poroșenko și domnul Klitschko s-au angajat să meargă în comun, într-un bloc, la alegerile în Rada Supremă, ce urmează să aibă loc în mod normal în toamna acestui an, pentru ca să... Deci să depășească... Să dea legitimitate, da, și Parlamentului, da, Radei. Da. Și deoarece Rada aleasă în 2012, dacă nu greșesc, era dominată de Partidul Regiunilor, care e ca și inexistent în prezent. Dar aici eu ce vreau să spun, că domnul Firtaș, care știa foarte multe lucruri despre afacerile cele netransparente între, cu furtul gazelor, între clanurile de la Kremlin și de la Kiev, stă sub arest la domiciliu în Austria și așteaptă să fie extradat în SUA. Și noi știm că, deci, oamenii când nimeresc, când văd perspectiva de a sta restul vieții la răcoare și aș pierde toate... Mai spun câte ceva. Devin mai cooperanți. Da? Inclusiv ale cui conturi erau completate cu gazul care chipurile era furat din Ucraina. Da. Și lucrul ăsta l-a spus foarte clar. Și acum... Eu n-am nimic cu problemele celor bogați, deci, dar în opinia mea, dacă domnul Firtaș, așa, parcă mai că pe neobservate, va scăpa ușurel de justiția americană, înseamnă că acolo a avut un târg, da? A avut loc un târg și partea americană s-a ales cu informații foarte prețioase despre moravurile de la curtea domnească de la Kremlin, ceea ce l-a făcut pe domnul Putin mai cooperant. Dar acest târg și conturile, o parte din conturi au fost și blocate. Dacă e să vorbim despre acel târg, se merită, având în vedere că după alegeri, bine, și în toamnă, dar până acolo, oricum, misiunea viitorului președinte este să consolideze din punct de vedere economic Ucraina. Și aici au foarte multă importanță lucrurile, sau cei ce ține de negocierile pe partea economică cu Federația Rusă. Are în acest sens informațiile, nu știu, ale lui Firtaș? Nu, în acest deci dialog... nu vă supărați. Înainte de a vorbi de economie, trebuie să fie pus capăt războiului de facto. Doar analiștii vorbesc despre faptul că Rusia a pornit împotriva Ucrainei un alt tip de război. Nu neapărat armate de tancuri și de avioane supersonice să bombardeze orașul. Alt tip de război. Război informațional. Uitați-vă la rezultatele cele preliminare care apar pe site-urile din Ucraina. Deci domnul Iarăș și Tegniboc erau folosiți drept sperietori. Drept unul, deci mi-au spus colegii la Lvov, deci mă, cărți de vizite lui Iarăș se vând în calitate de suvenire. Unde ceva se întâmpla, deci apărea cartea de vizite a lui Iarăș pe canalele de televiziune rusești, chipurile cei mai carnivori și așa mai departe. Și acum cetățeanul ucrainean care dorește pace, care dorește consolidare, care nu dorește federalizare, nu dorește, deci, transnistrizare, etc.,
a votat pentru domnul Poroșenko, care este așa cum este, deci, da? Dar nu pentru acei care au servit drept sperietori. Ei și-au meritul lor în politica internă ucraineană. Noi nu negăm acest lucru, dar eu anume vreau să atrag atenția la faptul că domnul Iaroș, dacă nu greșesc, are 0,68%, pe când domnul Teagneboc nici la 2% nu a ajuns. Pe când îi speriau 30-40%. Da. Un semnal sau un prim semnal este că poliția rusească i-a închis fabrica de ciocolate din sudul Rusiei de aici și ieri sau alaltă ieri, când s-a văzut de acum că este pe cale să câștige, a fost anunțat că și-a reluat activitatea. A plecat poliția de la fabrica de ciocolată din Rusia și a reluat activitatea. Ăsta este primul semnal, ce vorbe domnul Nando, este primul semnal că Rusia, indiferent de faptul care va fi, unde are interesul și unde își urmărește, pe ea nu interesează personalitățile. Interesează ce vor face și cu care va fi și ce va câștiga Rusia. Este în măsură Poroșenko să joace echilibrat între Rusia și Uniunea Europeană, având în vedere că la timpul său și Ianukovici, timp de aproape 4 ani sau 2 ani și ceva... Financial Times a scris un articol foarte interesant, iată, astăzi a fost publicat, în care a zis: Europa, trebuie să fiți foarte și foarte cooperanți cu Ucraina, pentru că vedeți ce se întâmplă. Atunci, în 2008, când ați refuzat să dați foaia de parcurs Ucrainei, spunând că are garanțiile de la Ungare, de la Budapesta, ele s-au făcut praf. De data asta scriu cei de la Financial Times, deci și voi, europenii, trebuie să fiți cooperanți aici, să înțelegeți. Pentru că ați văzut declarațiile doamnei Timoșenko, ce a spus: noi trebuie să facem un referendum ca să devenim membri ai NATO, că numai aici putem găsi liniștea, garanta securitatea, etc. Vreau să vă spun un singur lucru în legătură cu asta. Cine a destabilizat situația? Iată, spre exemplu, pe Tamara Semionovna Kuzenkova, care este cercetător la Institutul de Cercetări Strategice de la Moscova, care este condusă de un fost general leitenant al Serviciilor Externe Secrete al Federației Ruse, îl cheamă Reșetnikov, și un colaborator de acolo, tot securist, care zice Vasilii Kashirin, și care și-a făcut un centru de cercetări strategice, se numește Plutonistrian, dar este parte componentă a acestui Institut de Cercetări Strategice de la Moscova, și care la 16 mari a făcut o conferință la în Găgăuzia, la Comrat, și unde a spus, el în ianuarie a declarat că noi trebuie să lucrăm cu bulgarii și găgăuzii, pentru că numai așa putem să destrămăm Republica Moldova. Noi nu trebuie să-i permitem Republicii Moldova să semneze acordul de asociere. Și iată, acest Kashirin și astăzi este la o conferință aici la Johnny Allen despre federalizare și așa mai departe, unde Dodon a mai avut un polițian care spunea să o dă în arendă 30 de ani Transnistria. Ăsta Dodon de astăzi, această cadă de topor, este alături de acest securist care îi cheamă Vasilii Kashirin și care de asemenea vine și încep să destabilizeze situația aici la Chișinău prin astfel de conferințe, iar pe urmă pare mi se că se duc și la Bălți. Și asta se consonează cu ceea ce face Mark Tkaciuk, conferințele sale și plecarea și animarea altor mișcări. Deci în toate raioanele, Lugansk, Donetsk, Mariupol, unde a fost, iată, peste tot a fost această doamnă, sunt și filmulețe chiar pe site-ul acestei instituții și noi avem oaspeți, pentru că președinția ar trebui să declare persoană non grata, este cetățean al Federației Ruse și iată ce a făcut în Ucraina. Domnule Cerenco, mă scuzați, dar după toate aceste lucruri care s-au întâmplat după ziua de 25 mai, după alegerile din Ucraina, după rezultatele de acolo, aceste sperietori, dacă am folosit acest termen, sperietori care sunt astăzi la Chișinău, cei din afară și cei din interior, mai au priză atunci la public sau trebuie să vedeți, ignorați? Nu, dar vedeți că totuși s-a consolidat, ați văzut în Donetsk și la Lugansk, până la urmă la Mariupol nu s-a reușit, la Odessa nu s-a reușit, la Kherson și la Zaporoje nu s-a reușit, dar până la urmă i-a dat temelul lui Putin, cu toate că n-a reușit să ia sau nu are resurse suficiente, dar până la urmă aici s-a oprit. Dar este o chestie de manipulare a opiniei publice și de aceea noi trebuie să fim atenți acum. Ce urmează să facă Poroșenko? Este o problemă destul de mare astăzi și vreau să vă spun că
dacă își va găsi acele persoane care l-au sfătuit să facă această alianță cu Klitschko și care am văzut că a fost reușită până la urmă, dacă își va crea o echipă de buni negociatori, atunci probabil că Ucraina, el a și spus, că va crea un minister pentru problemele Crimeei, care va reuși până la urmă să negocieze. Rusia a pornit inclusiv în raioanele din est acest război netradițional pentru a sustrage atenția și nu vorbească cineva despre Crimeea, cred eu, pe de o parte, iar pe de altă parte nu știu dacă Rusia va suporta să aibă ceea ce consideră ei influență și propagandă non-pozitivă pentru Rusia la hotarul ei. Succesul lui Poroșenko depinde și de un eventual succes în privința crizei din Crimeea. Până la urmă, există șanse ca această peninsulă să revină în componența Ucrainei? Și cum? Eu doar vreau să mai spun, situația lui Poroșenko e diferită total de a lui Ianukovici, că ați făcut aluzii și, în primul rând, pentru că el este autosuficient financiar, mă refer, și este bine așezat în politicile ucrainene și bine așezat ca un politician centrist, așa să zicem, care din mai multe puncte de vedere are viziunea realului. Sigur, are multe tehnici care pot fi invocate și lucruri, pentru că în condițiile în care în spațiul post-sovietic, în general, oamenii de afaceri, toți fiecare din ei au un târg așa cu diavolul. Dar este important la ora actuală că doi dintre cei mai mari oligarhi ucraineni, și mă refer și la Renat Akhmetov și la Poroșenko, au luat partea pro-europeană a Ucrainei, pentru că din discursul lui Renat Akhmetov, care a ezitat foarte mult, dacă ne uităm atent, această pauză îndelungată de multe ori s-a invocat că ar fi sprijinit separatismul, dar această atitudine care a avut-o, iar poziția lui Akhmetov în estul Ucrainei este extrem de importantă și în Donetsk, nu numai din cauza averii lui, dar și a acestei aluri de simpatie care are cu clubul Shakhtyor Donetsk și investițiile care s-au făcut. Faptul că a stat în spatele lui Ianukovici. Deci aceste lucruri vorbesc de foarte multe în condițiile în care oligarhii au o pondere extrem de mare în determinarea politicilor în statul vecin, ca și la noi de altfel. De aceea, eu cred că acum Ucraina, mai mult ca niciodată, va lua în considerare lecția Revoluției de Oranj, pentru că falimentul acestei revoluții și perioade în care a fost, toate lucrurile care s-au întâmplat cu venirea lui Ianukovici și Euromaidanul și așa mai departe, în sfârșit a determinat o înțelegere a unor lucruri evidente, iar transformările nu vor întârzia să apară. Dincolo de întrebarea care ați adresat-o cu Crimeea, pentru că ea este o chestiune de perspectivă și nu poate fi rezolvată actualmente, Ucraina are nevoie acum de ceea ce spunea domnul Nantoie, de o stabilizare internă, de pacificare, ceea ce nu va fi un lucru ușor. Doi, are nevoie de o consolidare la nivelul actului de guvernare și, din câte se pare, el este obținut. Și tonul reconciliant al, mai bine zis, conciliant al lui Moșenko, care de obicei este belicoasă și pusă întotdeauna pe declarații și activități, arată că, de fapt, lecția Revoluției de Oranj a fost învățată. Și această consolidare va fi urmată de o transformare profundă a Ucrainei la nivelul realizărilor eficiente, economice înainte de toate, pentru că să nu uităm că dincolo de criza ucraineană, dincolo de situația din Est, Ucraina este într-o mare criză economică, într-o stare de default care are nevoie de investiții serioase, care au fost considerate și au fost declarate că vor fi suportate și de Uniunea Europeană și de Statele Unite și de Fondul Monetar Internațional, după care urmează deja. Deci acest proces treptat de apropiere de Uniunea Europeană, un dialog mult mai nuanțat, pentru că două dintre problemele majore pe care le-a speculat, de exemplu, și Timoșenko, chestiunea NATO este una extrem de sensibilă în Ucraina, are nevoie de o pregătire la fel de minuțioasă ca și în cazul Republicii Moldova, iar alături de problema Crimeei sunt două dintre lucrurile care vor sta în atenția acestui guvern într-o perspectivă de durată. Aș vrea să întreb aici, în contextul alegerilor din Ucraina,
Acum, ce urmează să se întâmple în Iesul Țării, având în vedere că insurgenții proruși au declarat deja stare de război, au mai declarat unirea Luganskului cu Donetskul, crearea Novorusiei, Novorosiei. Ce urmează? Cum ar trebui să vedem în perspectivă detenționarea situației de acolo? Dacă îmi permiteți, eu vreau să atrag atenția la următorul moment. Atunci când Federația Rusă a comis un act de agresiune împotriva Ucrainei în Crimeea, să nu uităm că în noaptea dinspre 26 spre 27 februarie trupele de destinație speciale au ocupat clădirile administrative în Simferopol, comandou, da? Deci mai multă lume care nu cunoștea realitățile din Ucraina, deci aștepta, dar cum va reacționa statul ucrainean? Și s-a constatat că statul ucrainean nu poate reacționa, n-are cu ce reacționa, este paralizat totalmente. Serviciul ucrainean de securitate era penetrat de agentura rusească, să nu uităm că ex-directorul acestui serviciu se află la Moscova, să nu uităm că comandantul flotei Mării Negre, deci a Ucrainei, deci trădat și a trecut de partea Federației Ruse. Recent am citit pe site-ul Ministerului de Interne a Ucrainei că în regiunile Donetsk și Lugansk, dacă nu greșesc, 17.000 de milițieni au trădat. Adică Ucraina, fiind afectată ca și Republica Moldova de cancerul corupției, avea niște structuri, pe lângă agentura rusească, absolut nefuncționale. Miliția în Ucraina știa cum să crâșuiască, cum spune moldovanul, și să ia mită, da? Dar era absolut nepregătită pentru asigurarea ordinii publice în condițiile când vin provocatori din Federația Rusă. Același lucru se referă la Serviciul Ucrainean de Securitate, care nu era în stare să anticipeze aceste diversiuni din partea Federației Rusă. Și este încă un moment foarte grav. Armata ucraineană era completată conform principiului teritorial. Și atât imaginați-vă că un ofițer stă în garnizoană, familia lui se află cu copiii în oraș și garnizoana este atacată de teroriști. El, familia lui rămâne ostatică. Deci, da? Așa s-a întâmplat în Crimeea. Da, în Crimeea așa se întâmplă și în prezent. Și, deci, sigur că povara problemelor care stă asupra domnului Poroșenko este enormă, dar aici nu există soluții imediate și rapide, adică și magice. Eu totuși consider că este un semn foarte important pentru Ucraina că Rusia și-a schimbat tonalitatea. Asta înseamnă că s-ar putea să ne așteptăm că Rusia va renunța la acel scenariu care a fost publicat pe site-ul Ministerului de Externe a Rusiei în ziua de 17 martie, unde se declară că puterea nu este legitimă, deci statul este falit, trebuie făcut referendumuri cu care îmblă la noi aici ai noștri, da? Cu 30, bugetul de 30 de arginți, da? Deci referendumuri și stat federativ cu statut garantat de neutralitate, tralala, tralala. Deci este nici evident. Un fel de Uniune Europeană și NATO. Un fel de finlandizare a Ucrainei, transformarea Ucrainei într-o zonă bufer din momentul când a ieșuat scenariul, programul maxim, cum bolșevicii îl aveau pe timpuri, da? Deci da. A lui Putin și Ianucovici de a aduce Ucraina de căpăstru Uniunea Vamală. Deci, și acum regimul lui Putin este obligat să renunțe și la acel scenariu care a fost prezentat pe 17 martie pe site-ul Ministerului de Externe a Federației Ruse. Aceasta înseamnă că Occidentul, care știe că politicile nu se fac cu mănuși albe și cu Biblia în mână, de uneori se pune mână și bâta, da? Deci va găsi instrumente de a exercita, de a fi cu suficient de convingători, să spunem așa, să nu vorbim despre exercita presiuni. Atunci când o să-i solicite lui Putin ca din partea rusească la frontieră ruso-ucraineană să fie un filtru mai riguros, ca Federația Rusă să facă poate niște declarații că susține univoc integritatea teritorială și pe această cale să descurajeze totalmente pe acei demenți care acolo, lumpenii cei care au pus mâna pe armă, ne mai vorbim de provocatorii teroriști evidenți, inclusiv cei cu barba islamică care au venit din Caucazul rusesc. Deci da,
Deci acesta va fi un proces și respectiv sigur că este foarte important că domnul Poroșenko este primul în toate regiunile Ucrainei. Și în Lvov, și în Ivano-Frankovsk, și în Donetsk, și în Lugansk, și în Odessa. Deci el la moment are acel mandat de încredere, fără de care este foarte greu de pornit deci, acțiunile de normalizare a situației. Dar el îl are. Aici vreau să fac o remarcă foarte importantă. Deci funcția domnului Poroșenko va fi tot mai dificilă din cauza, două cauze. Prima, deci de facto a demarat campania electorală pentru alegerile în Rada Supremă. Deci asta este una la mână. Și va fi greu de obținut acel consens care era în Rada Supremă imediat după fuga lui Ianucovici, când și fostul partid al regiunilor vota cu toți. Deci, schimbarea da? Inclusivă. Da, și este necunoscută. Eu am căutat, dar n-am găsit acest proiect de Constituție, care este trimis la Comisia de la Veneția. Nu se știe care vor fi atribuțiile președintelui. Da, noi știm că Curtea Constituțională a declarat că el este ales pentru 5 ani de zile. Dar care vor fi atribuțiile, care vor fi raportul de competențe între Parlament, Guvern și președinte? Că i-au pledat pentru o republică parlamentară. Parlamentară prezidențială, da. Deci. În aceste zile am observat mai multe lucruri care se întâmplă pe teritoriul Ucrainei, chiar în drum spre capitala Ucrainei și înapoi. Am văzut mai multe posturi, mai multe baricade, chiar de la intrarea în Odessa, mai multe blindate stau chiar pe autostradă. Există oricum o prezență mult mai mică, se aștepta la 30% prezența la vot în alegerile pentru președinte în regiunea Odessa. Și la intrarea în Kiev, și pe Maidan, acolo încă stau corturile, există foarte mulți oameni care spun că vor lupta până la capăt, indiferent de cine va fi președinte. Îl așteaptă pe viitorul președinte, probabil pe Poroșenko acum, să vină pe Maidan să le spună foarte exact ce și cum va face pentru a detensiona situația din Ucraina. Până la urmă, toată această stare care induce frica în mulți din cetățenii Ucrainei, în toate regiunile, pentru că am văzut aceste blindate în mai multe regiuni și localități din Ucraina. Această zi de 25 mai, după, în următoarea săptămână, două, trei, poate o lună, credeți că vor dispărea aceste blindate, posturi, baricade pe Maidan? Maidanul, așa cum o știm, de jumătate de an va dispărea? Situația se va normaliza la nivelul percepției oamenilor? Inclusiv? Ca să vă răspund la această întrebare, voi începe cu ceea ce a făcut primul ministru interimar al Ucrainei când a vizitat Odessa după vestitul incident și când a venit și a numit un alt șef de miliție aici, a spus că în loc ca voi să vă ocupați cu situația, voi mai mult vă aflați la kilometru 7. Deci această declarație pe care a spus-o primul ministru interimar vorbește despre poliție. Deci a distrus armata, n-a fost armată, poliția, mai bine zis, miliția ucraineană, de fapt coruptă așa cum este ea și nu numai, ea de fapt lucra pentru Federația Rusă. Chiar și șeful adjunct al miliției din Odessa a fugit la Tiraspol aici, cu urma să fie arestat. Deci posturile astea pe care le avem aici, ele sunt o garanție, pentru că într-adevăr Transnistria ar fi putut și s-a încercat în câteva rânduri de stabilizare situației în Odessa și în regiunea Odessa. Spre exemplu, un jurnalist din Kotovsk, regiunea Odessa, a fost practic aproape exterminat, înădușit. De ce nu-l iubește pe Putin? Scria niște materiale în adresa lui Putin cu caracter negativ și patru inși l-au prins pe stradă și practic mai l-au înădușit. A scăpat cu viață. Deci aceste posturi și această situație sau reieșind din acea situație. Ucraina a fost nevoită să-și creeze garda națională, pentru că armată nu avea. Ea a fost, de fapt, la bută, la pământ. Una, miliție nu are, pentru că este, așa cum am spus, mare majoritate corupți, o parte erau cu guvernarea, asta însemna numirea șefilor după principiul politic, iată, Partidul Regiunilor, care de fapt conducea și a numit lucrul, am să vă spun un lucru catastrofal, spre exemplu, fosta Comisie Electorală Centrală a introdus un virus care, după ce trebuia să introducă toate datele, urma să le șteargă absolut pe toate rezultatele.
Deci bine că au fost precauți și au dat seama că lucrul ăsta a început. A fost și un atac cibernetic, spre exemplu, niște hackeri au încercat să distrugă acest sistem de alegeri. Până la urmă au fost pregătiți internele, așa cum sunt ele, avacum, cum este, mă rog, nelegitim, dar a reușit să facă anumite lucruri. Deci noi vedem mai multe activități subversive. Pe de o parte, Federația Rusă cu un război tradițional și cu ocuparea Crimeei, pe de altă parte, deci separatiștii proruși în aceste regiuni și, în al treilea rând, avem, de fapt, coloana a cincea în persoana lui Ianucovici și a aderenților săi, care îi avem în structurile miliției, în structurile administrației de stat, în armată, etc., etc., ceea ce a vorbit domnul Nantoi. Deci, în aceste condiții, aceste posturi, probabil, ele nu sunt o speriatoare, sunt o necesitate la momentul actual. O să doresc să vorbesc puțin mai târziu, să vorbim puțin mai târziu despre felul în care va reacționa sau se vor schimba lucrurile în partea stângă a Nistrului, dar nu înainte de a face încă o dată o paralelă între estul și vestul Ucrainei. Astăzi, Kievul și toată partea de vest, în general, a Ucrainei, trăiește într-o altă lume. Oamenii sunt mult mai europeni, au alte viziuni, au altă pregătire și altă cultură politică. În estul țării lucrurile stau exact invers. Mai mult decât atât, mai mulți experți de la Kiev vorbesc despre un președinte care are misiunea să consolideze Ucraina, însă care ar putea să nu reușească să obțină și al doilea mandat, pentru că nu există încă acea clasă politică pe care a crescut din Maidan. Bine, până la urmă, există și această misiune de a ridica nivelul culturii politice și în estul Ucrainei. Există șanse ca acest lucru să se întâmple în următorii 2-3-4 ani? De fapt, eu am vrut să răspund în contextul întrebării și anterioare, pentru că această dată de 25 mai este una, într-adevăr, extrem de relevantă în a lua în considerare întreg traseul Ucrainei din noiembrie până în mai. Și din noiembrie până în mai, Ucraina s-a transformat profund, nu numai teritorial, pentru că a pierdut Crimeea, care pe de-o parte era o mare ghiulea așa, la piciorul Ucrainei, pe de altă parte, acum, ca și în cazul Georgiei, vom vedea o transformare profundă la nivelul mentalului clasei politice și o anumită clarificare a situației, care, din punctul meu de vedere, contează foarte mult atunci când ne gândim la Ucraina. În al doilea rând, în sfârșit, Ucraina s-a definit cine este și unde vrea să meargă și ceea ce spuneau și domnul Nantoi și domnul Cernenco în privința organelor de stat, eu cred că pentru prima oară în istoria Ucrainei s-a definit în mare parte cine de partea cui este. A fost un purgatoriu, așa, dacă ne uităm la Dante, cum spunea că infernul, deci trebuie cumva să existe o, așa, o sită, un filtru care s-au clarificat toate, cine de partea cui este și organele de stat, în special Serviciul Ucrainean de Securitate, Armata, Poliția, în felul în care ea funcționează, s-au definit. Deci există un atașament a oamenilor care deja au acțiuni concrete în interesul statului ucrainean, pentru că acțiunea antitero, implicarea armatei, sacrificiul, sângele, oamenii care au murit deja au cultivat și vor cultiva o altă atitudine politică față de statalitatea ucraineană, un anumit atașament față de valorile pentru care până la ora actuală au fost mai mult declarative. Ucraina nu a fost impostaza unui stat în care să-și verifice eficiența acestor mecanisme. În sfârșit, lucrul ăsta s-a produs și el s-a reflectat în felul cum au ales ucrainenii la 25 mai. Pentru că aceste alegeri, așa cum s-a menționat, și votul dat dintr-un prim tur, într-un context extrem de complicat, la nivelul întregii țări, într-o proporție atât de mare, este exact de ceea ce avea Ucraina nevoie la ora actuală, pentru că mărește credibilitatea acestui președinte ales și îi dă atribuții și autoritate sporite în dialogul pe care urmează să-l aibă cu restul țării. În ce măsură va reuși acest lucru este deja altă problemă, iar la al doilea mandat care dumneavoastră îl invocați, nici nu vreau să mă gândesc, pentru că Ucraina are de trecut o perioadă foarte grea, extrem de complicată, dar din punctul meu de vedere lucrurile deja s-au clarificat.
Rusia a primit, a luat Crimea, dar a primit înapoi o Ucraina antirusească, pro-europeană și determinată să-și consolideze reperele statalității. Aici, dacă îmi permiteți, da, este probabil visul cel mai negru al lui Vladimir Putin. El de la ce a pornit? Eu iarăși revin la aceea că în vara anului trecut, acele persoane care inclusiv acum vin pe la Chișinău, fiind invitați de politicienii noștri, în ghilimele, da? Au pornit o campanie isterică de denigrare a acordului de asociere între Ucraina și Rusia și Uniunea Europeană. Da? Același Glazev, același Risi, același, deci alții, da? Deci Putin personal a intervenit. Intervederi secrete între Putin și Ianukovici. Și ideea era ca, deci el să-i dea lui Ianukovici 15 miliarde de dolari, ca acela să la 29 martie 2016 să fie reales președinte, da? Și să fie garanție, să aduc, garanție că Ianukovici o să aducă Ucraina în Uniunea Vamală. Și acum, după cum a menționat colegii, el s-a ales cu Crimea. Deci comunitatea internațională a reacționat. Sancțiuni. Sancțiuni. Și deci e clar că Crimea nu se va ierta cum s-a procedat în cazul, deci Georgiei, mai ales că acolo nu s-a anexat, dar aici s-a mers la anexiune, deci, da? Ne mai vorbim de faptul că a fost dat peste cap întregul sistem de securitate internațională, când o țară membră a Consiliului Suprem al Securității, deci al ONU, deci este o țară agresor și profită de dreptul veto. Și acum, dacă clasa politică din Ucraina și societatea se vor consolida și Ucraina va porni pe calea modernizării, dar noi vedem calea, exemplu aceleași Polonii, care timp de produs intern brut pe cap de locuitor este de 5 ori mai mare decât în Republica Moldova, dar a pornit cam de acolo de unde am pornit-o și noi, numai că noi ne-am prăbușit, dar ei au crescut. Aceasta va fi un pericol mult mai mare decât Revoluția Oranj, o Ucraina democratică, prosperă, deschisă, care este țară vecină a Rusiei și care va fi, deci, o provocare la adresa sistemului politic creat de Putin. Și atunci când politicienii, așa numiți politicieni la Chișinău, tot ne îndeamă spre Uniunea Vamală, trebuie să vedem cu cine mergem încolo. Rusia, care a provocat război în Georgia, care de fapt a rupt de la Georgia Osetia de Sud și Abhazia, Rusia care ne-a făcut un conflict transnistrean, Rusia care a anexat Crimea, Rusia care, iată, a provocat în regiunile de est ale Ucrainei acest separatism și este susținut financiar, pentru că Transnistria 74% din toate finanțele le primește din Federația Rusă. Deci ei ne cheamă acolo, spunându-ne că acolo este mama fericirii. Tocmai acești politicieni sunt irresponsabili și probabil se vor alege și ei cu ce s-a ales Ianukovici, pentru că ăsta este viitorul lor. Pentru că ucrainenii au stat în ger 20 de grade, 27 de grade frig și Maidanul a rezistat, a stat pentru o idee. Mai mult decât, domnule Cernenco, 6 luni de zile a stat Maidanul și stă și astăzi. Vedem care sunt rezultatele, oamenii pe Maidan și cei care au luptat pentru această idee europeană de la bun început, azi se pot bucura. Acum mă întreb, pentru că am urmărit foarte atent și îndeaproape evoluția situației din Ucraina, pentru că ne interesează, pentru că în funcție de rezultat avea un anumit impact și asupra Republicii Moldova, inclusiv în privința situației de est, din raionele de est ale țării. Cum se va schimba acum? Ce ne așteaptă? Care va fi impactul asupra Republicii Moldova și a felul în care vor evolua lucrurile în regiunea de est? Dacă vă uitați la mine, voi fi laconic. Toată lumea știe că inițial exista scenariul de anexare a Crimeei și de crearea coridorului prin așa zisă Novorosie până la așa zisă Transnistria și sudul Republicii Moldova. Ceea ce constituia o amenințare de moarte la adresa statalității Republicii Moldova. Însă, s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Scenariul lui Putin a eșuat și la 21 martie curent, Putin deja s-a simțit obligat să-l telefoneze pe domnul Obama și să spună că, iată, nu e bine Transnistria blocadă chestii, da? Deci, asta a însemnat că scenariul a ieșuat cu conectarea Crimeei, cu agresiunea rusească până la raionele de est ale Republicii Moldova
și că această zonă depresivă, de unde fuge lume, care este întreținută artificial de Federația Rusă și care este sub ocupație militară a Federației Ruse, citiți definiția agresiunii din rezoluția numărul 3314 din 14 decembrie 1974 a Asambleei Adunării Generale ONU. Deci acest regim a rămas în suspans între Ucraina, care nu e chiar prietenoasă cu Rusia, și restul teritoriului Republicii Moldova, unde cetățenii au obținut regimul liberalizat de vize, unde agențiilor economici până la 1 ianuarie 2016 li s-a extins regimul de preferințe, deci din partea Uniunii Europene, dar pe urmă ei a trebuit să accepte prevederile acordului cu privire la liber schimb. Ei acum exportă mai multe bunuri pe piața Uniunii Europene decât noi. Deci aici, sigur că situația a devenit mult mai intrigantă, dar problema este că dacă guvernanții noștri se vor comporta ca niște persoane foarte fudule, cu Rolex-uri, cu Craveți, cu Bentley și așa mai departe, care se așează la tabla de șah și demonstrează că nici nu știu cum se mute pionul, nu mă știu cum să fure, atunci sigur că toate șansele astea vor fi ratate. Asta de noi depinde. În acest context vreau să vă spun că, de fapt, Rogozin, dacă vă aduceți aminte, spunea că, uite, transnistrenii n-au fost, au fost izolați, n-au fost chemați la masa tratative când s-a negociat acordul de asociere, ceea ce nu este adevărat. Și, uite, băieții de la Departamentul de Reintegrare au publicat pe site-ul lor, le-au xeroxat, mai bine zis, le-au scanat și le-au publicat documente când au fost invitați, cine a fost invitat, cine a fost la Chișinău din partea transnistreană, ce s-a negociat. Deci totul este, da, absolut. Deci ceea ce demonstrează minciunea lui Rogozin și de fapt... Și ce... minciunea lui Voronin. Absolut, că el e de același factură. Nu. Când comuniștii, îmi cer scuze că vă întrerup, spun că s-a negociat într-o manieră absolut netransparentă. Băi, acei de la Tiraspol au fost invitați să participe... Chiar și-au și fost o parte din ei atunci când s-a negociat. Deci din punctul ăsta de vedere, sigur că Rusia s-a pomenit acum în așa situație încât europenii și americanii le-au spus că, dragii mei, mă mai pregătim încă o porție de sancțiuni dacă nu o să permiteți și nu o să contribuiți la alegerile prezidențiale din Ucraina ca să se decurgă într-o situație de normalitate. În loc de concluzie, avem foarte puțin timp la dispoziție, dar suntem curioși ce ne așteaptă sau cum vor evolua discuțiile între cancelarul german Angela Merkel, care se va întâlni cu premierul moldovean Iurie Leancă, cu premierul ucrainean Arseniy Yatsenyuk și premierul Georgiei Irakli Garibashvili miercuri. Cât de interesată e Europa sau, mai bine zis, Europa se simte acum câștigătoare în regiune, într-un fel, și cum vedeți această întâlnire? Categoric câștigătoare, iar ceea ce a asigurat acest câștig a fost sacrificiu, demnitatea și deci europenismul ucrainenilor. Pentru că ei sunt piesa de rezistență a întregului acestei bolte care s-a numit Parteneriatul Estic și întreaga politică europeană de Ucraina a depins succesul acestei efort și noi cu toții am primit o lecție importantă la nivel de societate, ce înseamnă să vrei, să-ți dorești într-adevăr. Deci acest traseu european, poate Ucraina a avut nevoie de acest sacrificiu plătit cu viața zeci de oameni și poate clasa politică de la Chișinău ar trebui să învețe din înțelepciunea clasei politice ucrainene, care a dat dovadă pe fundalul acestei crize majore de acțiuni destul de echilibrate, dar în același timp concentrate, care au permis tuturor în Occident, dar și nouă în mod particular, să avem în primul rând acest regim liberalizat de vize și o perspectivă clară de aderare la Uniunea Europeană. Cu certitudine, Ucraina, care s-a dorit să fie parte a Uniunii Europene, va asigura în mare parte această linie de continuitate și de succes a politicilor europene în Georgia, în Caucaz în general și în Republica Moldova, pentru că fără această Ucraina europeană, statalitatea noastră este absolut pusă în pericol, cum s-a mai menționat, iar o Ucraina pro-europeană este ceea ce ne va salva în traseul nostru european, pentru că în afara ei nu avem alt șans. Eu vă mulțumesc foarte iar mult. Iar Parlamentul European, care a fost ales și datele preliminare, ne demonstrează totuși că configurația politică rămâne cam aceeași, iar președintele Comisiei Europene ar putea să fie Jean-Claude Juncker,
un reprezentant al Partidului Popular European și un simpatizant al Republicii Moldova. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați participat la această emisiune, doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Ne revedem și mâine la aceeași oră. În continuare, rămâneți cu Jurnalul Extern. Toate bune!